tuturor! Eu sunt Ela și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. În cazul în care vă întrebați de ce sunt machiată în așa hal și în așa fel și atât de frumos, data trecută am vorbit pe canal despre câteva produse de machiaj pe care le-am cumpărat în ultima perioadă și pe buze. Port acest ruj de la Kiko, Joyful Holiday, în nuanța 02, care arată cam așa. Este foarte, foarte frumos. Nu este un roșu clasic din punctul meu de vedere, este altfel. În oglindă se vede foarte, foarte fain, să știți, și cred că și în realitate se vede la fel de bine. Astăzi, fete și băieți, după cum vă ziceam data trecută, o să vorbim despre produse terminate și am aici destul de multe, că nici măcar n-au încăput în coș și... Ta-da! Acestea sunt produsele terminate. Eu zic să nu stăm atâta... Eu zic să îi dăm bătaie pentru că sunt destul de multe produse despre care trebuie să vorbim. Și începem în forță cu două produse de care mi-a părut atât de rău atunci când a trebuit să le termin. Pentru că mai aveam un pic și a trebuit să le termin și să fac loc alte produse pe care le-am cumpărat și pe care vreau să le testez. Vorbim aici despre gama de la Rituals, Rituals of Ayurveda. Este una dintre gamele mele preferate. E așa mai luxury din punctul meu de vedere. Are un iz așa de... nu de fetiță, ci de femeie. Mi se pare că atât de fain miros aceste produse de la... din gama Ayurveda. Foarte, foarte mult mi-a plăcut. Le-am folosit vara, iarna, toamna, când am avut nevoie. Aici avem... scrubul și crema de corp. Dacă ar fi după mine, ați folosit doar aceste două produse. Ele sunt puțin cam scumpe din punctul meu de vedere și plus de asta avem și alte produse pe care ar trebui să le testăm, nu doar astea, deși dacă ar fi, aș face cumva o alternanță între ele, aș folosi cele pe care le am, după aceea aș reveni la astea, după aceea iară cele pe care le am, așa că în cazul în care mi se vor termina cele pe care le am la momentul actual, să știți că o să revin cu siguranță la această gamă de la Rituals of Ayurveda. Tot o chestie care nu a intrat în coș este această lumânare de la Bath & Body Works cu mirosul Leather & Brandy, care arăta cam așa. Dacă ați observat acolo în spate, am tot o lumânare de la Bath & Body Works, aceea pe care am primit-o de ziua mea, care este Bath & Body Works Winter. Nu mai știu cu ce miroase, dar ceva apin. Oricum miroase foarte, foarte fain și îmi place. Asta miroase mai dulce, mai brandy și mai a coniac și a piele. Chiar așa miroase. Astea din White Barn, din colecția aceasta a lor, White Barn, să știți că este foarte, foarte fain. Colecția asta e foarte, foarte fain, asta vreau să vă zic. Și miros parcă mult mai intens toate lumânările. Eu recomand lumânările de la Bath & Body Works, chiar dacă ele sunt un pic mai scumpe. În perioada Black Friday, să știți că prindeți niște... promoții foarte, foarte faine și merită să le încercați, fie că le încercați pe astea cu 3 fitile, cum a fost și cealaltă, fie că le încercați pe cele cu un fitil, pe care le-am încercat, dacă mi-aduc aminte, acum 2 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte, 2-3 ani, ceva de genul acesta. Bun, și să începem prin a vă arăta ce avem în acest coș. Nici nu știu cu ce să încep să nu cadă. Uite, ăsta e o chestie care aici sigur nu o să cadă. Am terminat acest gel de duș de la Bath & Body Works, ca să vedeți că am foarte multe geluri de duș de la ei în momentul de față. Este vorba despre Japanese Cherry Blossom, care a fost ok. Nu a fost preferatul meu, pentru că preferatul meu l-am lăsat pentru anul viitor, când o să mergem în concediu. O să povestim de mai multe la momentul la care este nevoie să povestim despre acest subiect. Miroase a cireșe, a flori de cireș, de fapt, parcă nu miroase ca cel pe care l-am avut data trecută, de asta am fost așa între să vă zic dacă e fain sau nu fain, e ok, e ok, miroase bine, l-am folosit foarte, l-am folosit până la epuizare, după cum vedeți. Bun, mai departe, eterna spumă de păr de la Taft, Curl Mousse, în, cu volum cu ăsta 3, cu puterea 3, care și-a pierdut capacul acum mult, mult timp, cred că de când am cumpărat-o i-am pierdut capacul. Este o spumă foarte bună, care este recomandată și pentru fetele care au păr. Cred și folosesc Curly Girl Method. Eu folosesc și nu folosesc, depinde. Dacă vreau să testez produse pentru voi sau pentru mine, nu țin neapărat cont de această metodă, dar în rest să știți că o folosesc. La momentul de față folosesc un șampon de la Yves Rocher, pe care încă nu
știu că nu l-am folosit singur pe el, așa că săptămâna aceasta o să-l mai testez și vă zic părerea mea despre el săptămâna viitoare, când vine vorba despre favoritele lunii care tocmai au trecut. Bun, un deodorant de la Rexona, acesta care este Sexy Bouquet, care nu prea mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut pentru că lasă rezidu. Dacă nu scuturi foarte, foarte bine și nu dai de la o distanță foarte, foarte mare, cam atâta, să știți că lasă rezidu și lasă rezidu chiar și pe haine. Ceea ce este un minus, cu siguranță nu îl voi recumpăra. O să recumpăr produsele care îmi fac mie bine, care nu lasă rezidu și care sunt un pic mai puternice, să zicem așa. Aici avem acest produs de la Domestos, că aici avem în empty și de toate, și machiaje, și skincare, și body care, și hair care, și tot ce vreți, avem și curățenie. Vă prezint acest produs care este Power Foam Toilet and Bathroom, spuma de curățare, toaletă și baie, cu parfum de lămâie, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. V-am prezentat-o și în favorite, dacă mi-aduc eu foarte bine aminte, și am cumpărat și varianta care miroase a flori, parcă, care miroase un pic mai bine ca aceasta. Vă recomand, este foarte, foarte bună și are un preț foarte bun. Toaleta are, e așa, da? Și spuma aceasta intră aici, se face spumă, se umflă și cade toată mizeria, ceea ce este foarte, foarte fain. Și mai am un produs care ar trebui menționat, dar acela îl vom menționa în favoritele lunii, clip care vine data viitoare, după cum v-am zis. Aici am, momentan încă mai este un pic în baie din acest săpun, este vorba despre Felce Azzurra Classico, care habar n-am ce miroase, sinceră să fiu, dar e fain. Nu e la fel de fain, deci să o luăm așa. Am încercat două săpunuri în ultima perioadă, ăsta și ăsta. Ăsta e mai lichid, ăsta e mai viscos, așa. Ăsta miroase mai fresh, ăsta miroase mai dulce. Soțul meu îmi place mai mult ăsta, mie îmi place mai mult ăsta, mi se pare mai feminin și mai catifelat. Mi se pare că are grijă mai mult de pielea ta și pielea pare mai hidratată și mai nu așa de grunjoasă după ce o folosești. Parcă după ăsta nu mai trebuie să folosesc așa multă cremă, parcă după ăsta trebuie să folosesc cantitatea mai mare de cremă din perioada de iarnă. Îmi plac amândouă, ăsta mie îmi place mai mult, ăsta îi place soțului mai mult, de asta vi le-am adus pe amândouă să vi le arăt. Bun, am terminat. Și această cremă, care este foarte, foarte frumoasă și foarte faină, care lasă un miros atât de frumos, că vine să o mănânc efectiv, miroase a fistic. Este vorba despre Brazilian Boom Boom Cream, care era parcă cu fistic, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar nu scrie aici, așa că nu pot să-mi dau seama, dar vă recomand, am cumpărat-o și recumpărat-o de atât de multe ori încât nici nu mai pot să-mi aduc aminte. Asta este un produs pe care eu îl cumpăr și recumpăr de foarte, foarte multe ori. Este produsul care îmi place mie cel mai mult, este vorba despre Sano Maxima. Acesta Floral Touch este preferatul meu dintre toate pe care le-am încercat. Aș mai vrea să încerc acum, când o să mai merg la cumpărături, să iau ceva de la Chantecler, parcă era, nici nu mai țin minte, dar ceva de la DM. Data viitoare când mergem o să vă arăt. Pronto, acesta multisuprafețe care era cu lime, l-am recumpărat, după cum ați văzut, pentru că aveam nevoie de el, că s-a terminat și este unul dintre preferatele noastre, face treabă foarte, foarte bună, mai ales pe mobilă albă, că noi în casă avem doar mobilă albă, ca să vedeți. Așa, avem și acest produs, ca să vedeți că spăl vasele și cu mâna, nu doar la mașina de spălat vase, după cum v-am prezentat data trecută, folosesc și acest produs, care este un detergent de vase de la Fairy. Ăsta, eu nu dau banii niciodată pe el, pentru că atunci când folosesc ulei, să știți că eu îl reciclez, iar apoi când am drum la Oșan, îl duc și primesc astfel de produse, produse pe care le dau și mamei mele și soacrei mele, pentru că primesc destul de multe, având în vedere că ducem destul de mult ulei. Oșan nu este în Lugos, iar în momentul în care noi avem drum acolo, să știți că ducem o cantitate mai mare de ulei, de asta primesc mai multe și, având în vedere că avem mașină de spălat vase, nu mai folosim aceeași cantitate de detergent de vase ca înainte. Am testat și acest produs, care este un gel de curățare de la Harpic. Nu am fost la fel de încântată ca cel de la Bref. Cel de la Bref l-am terminat, dar l-am aruncat, pentru că am crezut că mai am unul aici, dar aparent nu am. Dar să știți că l-am terminat. Ăla care miroase a lămâie este cel mai tare, cel mai fain, cel mai cel.
Am terminat un spray de picioare. Ăsta este ultimul pe care îl aveam acasă. A fost așa, ăsta nu a fost cel mai cel, nu știu ce să zic, nu cred că l-aș mai recumpăra, dar spray de picioare îmi place să-l folosesc pentru că picioarele mele transpiră foarte, foarte tare. Am terminat și acest gigant șampon uscat de la Batiste, șampon uscat pe care îl recomand, dar doar varianta asta și doar în limitat așa să-l folosiți, nu tot timpul, e foarte fain și își face treaba așa cum trebuie și te salvează de fiecare dată când ai nevoie. Balsam de rufe, am încercat și acesta de la Silam, pe care l-am luat la jumătate de preț la DM cu ajutorul cupoanelor pe care le au ei în aplicație. Ăsta era Silam Aromatherapy, care mirosea fain în ăsta. Hainele nu își păstrează mirosul atât de mult pe cât și îl păstrau cele spălate cu Sano Maxima Flora. Aici mai am încă un balsam de rufe. Ăsta l-am terminat, cred că ieri, dacă mi-aduc bine aminte. Este vorba de Lenore Summer Breeze. Este al doilea, cel mai cumpărat de mine, balsam de rufe. Miroase a briza aceea, a flori, a briză de vară, parfum, așa, nu știu cum să vă explic. Miroase foarte, foarte fain. Și îi... Bun. Îmi place mai mult Sano Maxima Flora, dar și ăsta e bun. În cazul în care nu-l găsesc pe acela, îl folosesc pe acesta. Trebuie să arunc aceste șervețele pentru că cineva le-a lăsat fără capac și s-a uscat. Este vorba despre Dank Meat Duff Style, nu știu ce, care erau pentru toate suprafețele. Le-am folosit, dar am uitat să punem capacul pe ele și nu mai sunt bune. Din gamă... tampoane. Vreau să vă arăt aceste două tampoane pe care le folosesc, absorbante, cum vreți voi să le spuneți. Ăsta îl folosesc la începutul menstruației, acesta îl folosesc spre finalul menstruației. Ăsta este numărul 3, ăsta este numărul 4. Ăsta e mai mare, absorbe mai mult, ăsta e mai mic pentru că nu mai ai așa multe scurgeri la finalul menstruației. Le folosesc, le recumpăr pentru că sunt bune. Acum mi-am cumpărat ceva de la farmacia Tei și o să vă le arăt într-un clip viitor și sunt curioasă să vedem cum se comportă acelea. Am terminat de la Nabulsi Natural Soap, bergamotă și patchouli, care mi-a plăcut mult, mult de tot. Îmi place foarte mult efectul acela de piele foarte curată care scârție pe care ți-l dă acest gel de duș. Le-am cumpărat de pe site-ul lor, le găsiți cred că și pe Dr. Max, dacă nu mă înșel, și sunt la un preț un pic mai bun, acum depinde, dar eu l-am încercat, îmi place foarte mult. Unul dintre ele, am cumpărat 3, unul dintre ele mi l-a furat soțul meu și 2 am încercat eu. Veșnicele Ebeline Maxi Water Pads de la DM, foarte, foarte bune. Ar trebui nici pe ele să nu le mai aduc pentru că le folosesc foarte des. O apă de gură de la Listerine Total Care, asta mi s-a părut foarte puternic. L-am folosit până la final, dar nu, l-am recumpărat pentru că mi s-a părut prea puternic pentru igiena mea orală. Am terminat acest șampon de la Umberto Gianni Curly Jelly, care la început mi-a plăcut foarte mult. Atât de mult încât l-am mai cumpărat odată. Însă, atunci când am ajuns pe aici, mi se părea că face o treabă nașpa și l-am combinat. Acum, sunt curioasă când o să desfac al doilea pachetel, al doilea produs, dacă se comportă la fel. Și după aceea pot să vă spun dacă e bun sau nu e bun. Așa că, data viitoare când o să-l vedem în Enti, să vă spun dacă merită sau nu merită. Acum sunt așa între. La început mi-a plăcut mult de tot, l-am folosit ca atare doar pe el. După aceea, spre final, am început să folosesc cu alte șampoane. Am terminat această mostră de parfum de la Burberry Godness, care mi-a plăcut mult de tot. Și norocul meu este că mai am o astfel de mostră și abia aștept să o încerc pentru că îmi place foarte, foarte mult. Acum că vorbim de mostre, aș vrea să vă arăt o mostră care m-a făcut să cumpăr parfumul. Este vorba despre această mostră de la Gucci, Gucci Flora Gorgeous Orchid. Mi-a plăcut atât de mult încât s-a întâmplat acest lucru și am cumpărat parfumul pentru că îmi place foarte, foarte mult și persistă foarte fain și are un miros așa mai, nu chiar tomnatic, nu l-aș purta chiar toamna, dar eu îl port, că îmi place mult de tot, dar miroase foarte, foarte fain, miroase a orhidee, miroase a habar n-am ce flori, dar miroase mult, miroase foarte, foarte bine, motiv pentru care l-am folosit și am cumpărat parfumul că mi-a plăcut mult de tot. Vreau să vă zic
Și despre aceste produse, este vorba despre Champagne Petals de la Victoria's Secret, este vorba despre spray-ul de corp pe care îl are ea în gamă. Mi se pare că nu mai miros la fel de bine cum miroseau acum câțiva ani, când am fost în America prima dată și mi le-am cumpărat. Erau extrem de faine, puteai să dansezi toată noaptea și miroseai foarte bine până în dimineața. Dar l-am folosit ultima dată înainte să mă duc la sală, adică un interval de 10 minute, 15 minute, să spunem așa, nu mai mirosea. Și îmi pare foarte, foarte rău să vă zic acest lucru, dar din cauza acestui fapt nu am mai cumpărat. Nu am mai cumpărat nici spray-urile de corp și nici cremele de corp, pentru că mi se pare mie că nu mai sunt atât de bune pe cât erau acum câțiva ani și acesta e motivul pentru care nu le-am mai recumpărat și pentru că totuși sunt destul de scumpe și mai bine cumpăr produse care sunt bune, le folosesc sau vreau să le încerc pentru cultura mea generală și să vă zic și vouă despre ele. Am terminat acest spray deodorant de la Dove Soft Feel, care mi-a plăcut mult de tot, încă-l mai am. Cred că o singură dată în geanta de sală, dacă mi-aduc bine aminte, și face o treabă foarte bună. Mi-a plăcut. L-aș mai recumpăra, dar eu zic să mai scăpăm moțele de DAF și să trecem acum și spre altele. Momentan folosesc Borotalco și cred că cam atât. Cred că n-am mai cumpărat altul momentan. Am terminat și această soluție de pensule pe care o am de mult timp, dar am avut nevoie astăzi de ea și am terminat-o. Cu siguranță o să recumpăr pentru că face o treabă foarte, foarte bună atunci când ai nevoie urgent de o pensulă curată care nu trebuie spălată, ci efectiv curățată și atât. Am aici o pungă de bile din astea care se folosesc la toaletă, pe care le foloseam în combinație cu gelul acesta. Eu tot pe astea le folosesc, acum am ceva de la Pink, dacă mi-aduc bine aminte, nu mi-am dat seama încă dacă îmi place sau nu, dar astea le-am cumpărat și o să le recumpăr în continuare, pentru că sunt foarte, foarte bune și în combinație cu gelul de curățare de la Brev cu lămâie, miroase baia ca o lămâiță. Foarte, foarte mult timp și acoperă mirosurile neplăcute, care asta e, cred că, punctul cel mai important de care ar trebui să știți. Pe partea de make-up avem aici mai multe produse și avem o dată așa, acest rimel de la Maybelline Firework, care mi-a plăcut, să știți, mi-a făcut o treabă foarte bună, doar că s-a terminat, că l-am folosit mult de tot, dar s-a terminat. Nu o să-l mai recumpăr pentru că mai am niște rimeluri pe care aș prefera să le termin pe ele și după aceea să-mi cumpăr altele noi. Am aici de aruncat acest ruj de la MAC pe care nu am vrut să-l arunc niciodată, dar mi l-am cumpărat din nou, așa că îl voi arunca. Este vorba despre rujul mat, nuanța Velvet Teddy, pe care l-am folosit data trecută, dacă vă aduceți aminte, cel nou, în tutorialul de machiaj pe care l-am prezentat data trecută. Burețelul de care v-am zis că trebuie să-l arunc pentru că deja este foarte, foarte vechi și ar trebui să îl schimb. Ăsta l-am de pe Shein, într-o pungă așa mare de 5, parcă. Așa. Am aici de la Make Up For Ever Aqua Resist Graphic Pen. Este un tuș negru care nu mi-a plăcut deloc pentru că nu a fost deloc pigmentat, m-am chinuit cred că 10 minute până să-mi distrug machiajul cu acest tuș și nu o să-l recumpăr. Cel mai bun pe care l-am încercat până acum din toate timpurile este NYX. Ăla îi Epic Ink Liner, îi mama lor și ăsta o să rămână cu siguranță veșnic la mine în colecție pentru că este foarte pigmentat. Trag o linie, două linii, o linie așa, o linie așa și gata, sunt ready to go, să zicem așa. Am terminat acest creion de la Catrice, Limetic Ultra Precise Brow Pencil în nuanța 015, pe care îl am cumpărat de atât de multe ori încât știți că îmi place și că este un produs foarte bun. Iar ultimul produs de machiaj este acest ruj, mini ruj de la Pat McGrath în nuanța Divine Rose, care arată cam așa. Este gol, adică aș mai putea eu să iau din el, dar având în vedere că mi-am cumpărat varianta full size, am zis să renunț la acesta pentru că l-am de ceva timp. Bun, mai am aici niște produse de skincare. Am odată această cremă de la Kiehl's, Ultra Facial Cream, care îmi place. Atunci când o am, o folosesc pentru că îmi place și face foarte bine tenului meu. Tot de la Kiehl's mai am și acest Night Recovery Concentrate, care arată cam așa. Cred că asta e varianta mini, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut, era foarte hidratant și parcă pielea mea era atât de frumoasă dimineața după ce îl foloseam, de nu vedea așa ceva. De la Synergy Therm avem această cremă de ochi,
care a fost foarte, foarte fain. Îmi pare rău că nu am recumpărat, că a fost acum de Black Friday la farmacia Tei o super ofertă, dar mi-am luat altceva. O să vedeți. Cu siguranță în următoarea săptămână o să fac și un haul farmacia Tei și o să vă-l prezint și o să vă arăt produsele pe care le-am cumpărat. Am terminat și acest produs pe care îl aveam din calendarul advent de anul trecut de la Balea. Este vorba despre Intensive Serum, care din păcate nu mi-a plăcut pentru că avea alcool și mi se părea că îmi ustură un pic fața când îl folosesc. Îmi pare rău că s-a terminat acest produs de la Neutrogena. Era un balsam de buze, dar efectiv ăsta e tot ce mai am, adică nu mai poți să-l folosești. Este cel mai hidratant balsam de buze pe care l-am încercat eu până acum. Acum am ceva de la Evrochet, care e bun, dar nu e la fel de bun ca asta, sinceră să fiu. Așa, și ultimul produs de skincare este această cremă de față de la The Ordinary, pe care am mai avut-o, mi-a plăcut și nu mai știu de ce am cumpărat-o, dar îmi place. Și da, asta am și cumpărat-o, că știu că îmi place și că face o treabă foarte, foarte bună tenului meu. Și mai am aici trei produse. Este vorba despre această chestie care se bagă într-un aparat de la Lidl, care miroase a frețe și iasămie și îmi place foarte, foarte mult. De asta v-am adus o să vă arăt, pentru că dacă vreți să miroasă într-un loc bine, nu știu, de exemplu, eu am acolo unde sunt puse hrana de animale, cartofii, ceapa, chestii de genul ăsta, am pus unul din ăsta să acopere un pic mirosul, pentru că totuși combinația aceea de hrană de animale cu ceapă și cu cartofi nu miroase foarte, foarte bine, așa că ăla face treabă foarte bună. Am terminat și acest dezinfectant de mâini de la Bath & Body Works, care era cu Black Cherry Merlot. Mi-a plăcut mult de tot, de fiecare dată când îl foloseam și orice dezinfectant de mâini pe care îl folosesc de la Bath & Body Works, să știți că miroase foarte, foarte puternic. Iar ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt este acesta. Este un parfum de la Avon. Cred că el se numește Premier Lux. Este apă de parfum, dacă mi-aduc eu bine aminte. L-am terminat, mi-a plăcut. Probabil că o să-l recumpăr, că e... are un preț foarte, foarte bun, dar momentan, până nu termin ceea ce am desfăcut și probat și așa mai departe, nu o să cumpăr, cred că, niciun produs, că trebuie să facem niște economii pentru concediul care urmează. Bun, și acestea fiind spuse, acesta este clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut, iar în secțiunea de comentarii vă invit să-mi spuneți care sunt produsele voastre preferate din cele pe care le-am prezentat. Și dacă ar trebui să încerc ceva nou legat de curățenie, de make-up, de skincare, de haircare, toate cele menționate anterior. Până data viitoare, aveți grijă de voi! Mua! Vă pup, toate cele bune! Pa, pa!